Salut! Am să-ți arăt cum se conectează în buclă un modul adresabil cu 4 in și 2 out de la Securiton. Modulul este alcătuit din două părți, placa electronică și carcasa. Pentru a monta placa în carcasă, mai întâi se montează distanțoarele de plastic pe care le găsiți în kitul modulului. Apoi se fixează placa în șuruburi. Carcasa are mai multe găuri predefinite. În funcție de numărul și tipul cablurilor, se aleg acele găuri care sunt necesare, se perforează complet și se montează presetupe. Prin aceste presetupe se vor introduce cablurile ce urmează a fi conectate. Placa electronică are mai multe reglete. Regleta pentru conectarea modulului în buclă, regleta pentru conectarea a 4 intrări și regleta pentru conectarea a 2 ieșiri de releu. Astăzi vă voi prezenta modul de conectare în buclă. Acesta este cablul care vine din elementul anterior. Firul roșu se leagă la burna L1. Firul albastru la una dintre cele două borne GND. Iar tresa la una dintre bornele SHLD. Acesta este cablul care pleacă în elementul următor. Firul roșu se leagă la borna L2, firul albastru la borna GND rămasă liberă, iar tresa la borna SHLD rămasă liberă. Înainte de a închide doza, asigurați-vă că tresele conectate nu ating placa de conexiuni. Pe condensatorul de pe placă există două etichete autocolante. Luați una dintre ele și lipiți-o la final pe plan, acolo unde este reprezentat modulul pe care tocmai l-ați conectat. În cutia în care a venit ambalată placa electronică, veți găsi o altă etichetă autocolantă pe care trebuie să o lipiți pe capacul carcasei. Acum am finalizat conectarea în buclă a unui modul adresabil cu 4 in și 2 out.